Bună dimineața, o nouă zi. O nouă zi, uitați-vă, e noapte afară. Am venit mai de dimineața azi ca să termin, nici nu s-a luminat. Ar fi fost bine. E ora 21:15. N-am filmat nimic azi, pentru că azi am avut o zi full. Între faptul că ieri când am fost să cumpăr încuietorile astea, mi le-au dat pe galben, vedeți? Pe auriu. Azi dimineața la prima oră m-am dus să le schimb. Nu aveau. Le-am lăsat pe astea, m-am dus la alt magazin, m-au trimis la alt magazin. Aveau, dar plăcuța asta era mai mică. Și bineînțeles trebuia să stau să chituiesc, să... Îmi dădea bătaie de cap. M-am întors, le-am luat. Am fost de 3 ori la un depozit. M-am dus odată dimineață, după aia am fost și am cumpărat plintă. Pentru că nu mi-ajungea pentru zona asta. Stai să se focuseze. Pentru zona asta de aici nu mi-ajungea. Am venit aici, bine. A fost și eroarea mea, dar graba, oboseala și astea, că totodată își mai spun cuvântul, și l-am sunat pe ăsta care a cumpărat materialul și l-am întrebat de cât e plinta, mi-a zis că de 7, am ajuns aici, era de 8. Du-te iar, ia mașina, du-te, cel mai greu nu e că e vorba de dus la depozit, dar faza e că e greu de parcat aici. Că depozitul e la 1,5 km, dar e foarte greu de parcat aici, la lucrare. În fine, am venit, am pus-o. Oricum n-am găsit la fel ca asta. Asta e de plastic. Bine, de un poliester, zic așa, sau nu știu, în fine, un plastic, ceva. Asta e pentru umezeală, asta se montează mai mult pe la plajă, pe la... În fine, sigur o să-și dea seama proprietarii, dar aici venind dressing. Bine, oricum e treaba lui ăsta, că mi-a zis să o iau, se spală el cu ei pe cap. Dar aici, cum e dressing, cum o să vină și fonierile și astea, poate o să treacă cu vederea și rămâne așa. Eu oricum nu vin să o schimb și dacă aș veni să o schimb, în niciun caz gratis. Așa. Am montat plinta și aici în camera asta astăzi. Vedeți, peste tot. Nu vreau să mă învârs, să vă amețesc. Am chituit-o toată. Am montat mânerele la toate ușile. Am chituit toate ușile peste tot, pe la toate îmbinările. Vedeți? Totul e gata. Așa, cu ocazia asta mai dau și eu un... Mai arunc un ochi. De exemplu, acum am văzut că aici nu e chituit. Acum, după ce opresc firmarea, vedeți, aici am dat. Dar nu mi-a mai rămas, nu mai rămăsese silicon și a trebuit să cumpăr cum am cumpărat plinta. Am mai cumpărat câteva tuburi de silicon, că nu mai aveam. De silicon, de kit. Acum o să-i dau un pic acolo. Aici nu pot să-i dau pentru că e foarte mult. Da, vedeți, sufrageria gata, au mai rămas 3 pachete de parchet, au mai rămas și niște tapete, au mai rămas 2, 4, 6, 7 tapete de 9. Astea o să le iau, o să le bag în mașină, că nu trebuie mie. Parchetul îl las, că n-am ce să fac cu el. Ce să facă, sunt cutiile mici. Dacă avea măcar 2 metri și ceva o cutie, mai ziceam. Dar n-are decât 1,30 m sau cam așa, n-am ce să fac cu ea. Rămâne aici. Așa. Am scos folia după, toată hârtia după geamuri, după sticlă. La astea 3 uși. Aia de la sufragerie.
Asta de la bucătărie, aia de la bucătărie de acolo și asta de aici. Am pregătit sculele. Vedeți, toată nebunia aici. Am de vreo 2-3 zile o tuse, n-am mai pomenit tuse fără răceală. M-a luat de aerul condiționat și nu mai intrece deloc, de-abia să ajungă ca să iau sirop. Vedeți, și aici terminat tot. Mânerile montate frumos. Totul e gata. Totul e gata. A rămas, zic eu, destul de bine. Ca de obicei. Nu că ar fi putut să rămână altfel. Mi-așa am rămân toate lucrările. Singurul lucru ce mai au să facă, să meargă să mai cumpere un mâner de ăsta și să meargă să-și facă gaură să-l monteze. De aici sunt patru șuruburi, imediat se montează. Pot să îl pună și ăștia de la... Nu mi l-a adus că îl montam. Pot să îl pună și ăștia când vor veni să monteze bucătăria. Da? Sper să vă placă cum a rămas. Nu v-am arătat băile. Sunt frumoase. Îmi plac. Albul ăsta deschide mult. Vedeți? Frumos cu LED. Aici, sus. Oglinda. Aici toate astea, jegurile astea nu sunt ale mele. Le-am lăsat acolo. Să și le ia ăștia. Și asta la fel. Foarte frumoasă băița asta. La fel, chiar dacă e micuță, nu pare că cade pe tine, să zic așa. Albul ăsta deschide foarte mult. Ușile au rămas impecabil. Foarte, foarte mulțumit. Cum au rămas, au 3 mâini. Da? Eu am mai făcut și chiar dacă mai erau persoane pe aici prin care se uită la vloguri și ziceau că o să rămână urât, au rămas chiar foarte bine. Nu-i prima dată când fac, de-aia și știam că o să rămână așa. V-am zis, v-am mai zis în vlogurile trecute, am vreo 10 apartamente făcute, cu inclusiv și tâmplărie metalică vopsită. Da, deci știu cum rămân. Astea, două corpuri de mobilier, trebuia să vin săptămâna viitoare să le fac, dar nu mai vin. N-am chef să mai vin iar pe aici să pierd timpul. Pe aici prefer să stau acasă. Am altele de făcut. Nu se merită. Nu se merită că nu rentează. Că-ți ia 2-3 zile și până desfaci tot, până montezi la loc. Între hotel 2 nopți, că unde dormi? Doar nu vin să dorm aici. Eu le-am zis 400, mi-au acceptat prețul, dar între 2 nopți la hotel, drumul până aici, să zicem 50 de euro, cu mâncare, cu material ce trebuie să cumpăr, bineînțeles, trebuie să cumpăr, de asta cum îi zice, șmirghel, trebuie să cumpăr vopsea, plus muncă, nu se merită. Pentru, na, nu se merită. Ce mai mult, bineînțeles, nu aveam cum să le dau, că nu rentează, dar nu le fac. Nu le fac că nu am altele de făcut și banii ăștia mi-i fac lejer acasă, în zona unde stau și era așa, decât că i-am făcut lucrarea și mi-era rușine să-i zic că nu îi fac. Că m-a tot întrebat de câteva ori, dar nu, m-am gândit mai bine și nu rentează. Da. Cât am filmat? 9 minute și ceva. Păi cam asta e, dragilor. Sper că vă place cum lucrez. Ați văzut și brut cum lucrez. Vedeți și la finisaje. Și asta e nimic. Dacă mă apucam eu mai de mult de vloguri și să fi avut așa timp să filmez și am făcut multe lucrări frumoase și rare, să zic. Da. Ce să vă zic? Când o să vedeți voi vlogul ăsta,
Sigur, o să fie săptămâna viitoare. Azi e vineri. V-am zis că sunt întârziere cu o zi, două, trei, nici nu știu, cu vreo două, trei zile, cam așa. Cu vlogurile le uciu cum pot. Chiar dacă am fost singur, fără soție, fără băiat și am stat la hotel, dacă îmi vii rupt după o zi de muncă, nu mai de astea, n-ai chef să abia aștept să mănânci, să-ți faci un duș, să te bagi în pat. Asta e așa din pasiune, din hobby. Da. V-am pupat. O seară frumoasă. O săptămână bună. Că v-am zis, o să-l vedeți săptămâna viitoare video ăsta. Și ne auzim la următoarele videouri. Când o mai fi ceva de filmat, filmez. Pa, pa!